fost un accident destul de grav, din care încă mai ai niște probleme cu piciorul, să înțeleg. Am văzut și la șef la cuțite că da, te-ai lovit. Am avut la un accident tot de aici, la localul respectiv. A fost prima mea, sau primul meu contact mai serios cu localul respectiv, că timp de o lună de zile au încercat să mă ia în această echipă frumoasă, dar nu eram eu prea sigur dacă am ce căuta aici. Ideea că vreau probabil ceva mai mult, că nu știam exact ce se întâmplă aici. Iar eu lucram în altă parte și eram presat din ideea că am venit să fac un meniu aici. În timp ce făceam meniu, mi-a trebuit cam o oră să cobor scările și doar câteva scări. În ideea că eram sunat din cealaltă parte de la localul la care lucram pentru a face un meniu. M-am grăbit, eram cu motocicleta și am văzut o scurtătură pe care n-am fost în viața mea pe drumul respectiv, de e un drum forestier și nu l-am știut. A fost o urmă de tractor, nisip, am avut 20 la oră, a derapat o roată din spate, am pus piciorul jos, că asta e instinctul, da, să punem piciorul repede jos, să ne redesăm și în momentul ăla mi s-a luat piciorul în 3 locuri, ambulanță, operație, tăiat din genunchi puțin, 7 șuruburi, placă și chestia cel mai grav e că e pe viață. Ideea e că ultima vreme am început să mă obișnuiesc cu durerea, deși nu e ok, mai ales că am luat și greutate, fiindcă eu înainte făceam basket, volei și fotbal. Fotbal cu prietenii, dar volei și basket chiar făceam la un nivel mai mare, în ideea că dacă eram puțin mai serios, puteam să fiu la o echipă cunoscută din județul respectiv. Colegii, anturajul m-au învățat să fumez, alea și pe urmă am renunțat, ca să vă zic mai multe. Ideea e care? Da, mă doare piciorul. Piciorul mă doare tot timpul. Ideea e că nu bag în seamă. Dacă aș băga în seamă, n-aș putea să fac nimic. Doctorii mi-au zis, trebuie să renunț, trebuie să stai cât mai mult în repaut, adică jos. Am încercat. Am întrerupt bucătăria, m-am angajat într-un magazin și am vândut vopsele lavabile pentru interior și exterior. 2 luni de zile. Ei. Dar tot cu gândul la motor. Pe urmă, am fost la o firmă foarte mare, care e pe plan european, și am fost contabil și gestionam anumite piese auto pentru diverse firme. Dar pasiunea e pasiune și plăcerea e plăcere și m-am reîntors. Ideea e că am făcut o lună zile de recuperare și mi s-a dat niște exerciții să fac acasă. Am încercat să fac și le-am făcut seara, dar, sincer, psihic, eu n-am mâncat. Când am aflat verdictul doctorilor, eu nu am mâncat. 5 zile s-a gândit doctorul cum să mă opereze ca să facă să fie cât mai bine pentru mine, ca să pot să folosesc piciorul. Mi-a zis, așa mi-a zis, Adi, 40%, nu, mă scuzați, 40 de grade pe mi-ai putea să îndoi piciorul. Ei, eu am forțat, aveam dreptul să fac o oră pe zi și am ajuns să fac toată ziua. Fiind cu piciorul repaus, fără servici, asta făcea toată ziua și îmi găuseam ușa, mă țineam de ușă și mă ridicam, încercam să mă ridic pe vârful, nu puteam. Care acum, noi ne ridicăm pe vârful, mi se pare un lucru banal, eu nu-l puteam să fac lucrurile. Și acum mi-este greu să mă lăs pe vine, adică să fac genoflexiuni. Nu, pentru mine e criminală treaba aia. Nu pot încă. Și nu numai că nu pot. E o chestie care mi s-a întiperit și psihic. Dar anul trecut, ca să rezum toată ideea, în zona noastră a venit iarna puțin mai așa pe neașteptate și în fața blocului am alunecat. Pentru că era zăpadă, s-a înghețat, am alunecat, am dat cu genunchiul, dar exact cu operația și cu piciorul drept nu.
cu piciorul stâng, unde s-a operat, am dat cu genunchiul, s-a înmulțit, s-a umflat, am ajuns la urgență, mi s-a zis că e sfărâmat genunchiul. Mi s-a făcut un film, până la urmă s-a constatat că e ok, dar cu tratament, cu creme, cu injecții, am trecut pasul. Ei, pe urmă, iar am împicat. Pe stradă. Și tot cu genunchiul ăla am dat. Pentru că nu mai am echilibrul el. Și atunci am zis, bă, ceva nu e ok. Între timp, gașca mea de prieteni m-a rugat să facem un eveniment la restaurantul care, mă rog, eu mă joc în bucătărie. Și am făcut seara party moto. Și au venit prietenii, motoare înșirate, turații. Am ieșit afară, m-am uitat la ei și oricum și soția mea mă vedea că steam seara și căutam anumite filme sau intram pe internet sau auzeam de afară motoarele care defilau și ridicam doar brațele și mimam motorul. Ea nu mă băga în seamă. Am zis, ok, nu mă băga în seamă că știe că nu o să mai pot. Dar eu, în conștientul meu, acolo eram pe motor, dar niciodată nu m-am gândit că o să mă mai urc vreodată pe motor. Ei, după seara respectivă, vineri, în care a fost mirific. Sâmbătă am intrat pe internet, marți am fost în București, miercuri a fost acasă. Amanta mea, care țin foarte mult la motorul ăsta. Ideea care-i? Tot drumul care l-am făcut de la Zalul la București, mă gândeam cum să-i spun proprietarului, bă, te rog eu frumos, du-te și tu 10 metri încolo, hai înapoi, să văd, are scurgeri, ulei, pate, troncăne, ceva. Și l-a zis, bă, ticule, tu-l cumperi, du-te tu. Eu nu i-am zis problemele mele. Când m-am urcat în șa, nu știu dacă voi ați trăit, dar am avut plăcere și emoții în același timp și am avut o durere aici, în zona pieptului. Și de rușine m-am dus. Și am zis, bă, până la urmă nu-s fătălău. M-am dus. Dar nu mai știu cum am ieșit pe urmă înapoi. Am lăsat motorul, am fost palid, m-a văzut soția proprietarului să-mi dea un pahar de apă și pe urmă i-am explicat care-i faza și m-am înțeles. Ei, am venit acasă și am zis, ok, bag în garaj, o să mai treacă timpul. Dar nu. Da, m-au ajutat prietenii știe, unii știau că mă duc să-mi iau motorul, m-au ajutat, am dat motorul jos, mi l-au băgat în garaj, că să nu mă lăsesc să mă chinui cu piciorul, mi l-au luat ei, foarte de gașcă. Dar a trecut 5 minute, după ce au plecat ei, am luat motorul și m-am dus la restaurant. Tot ideea ce vreau să zic, e o senzație pe care înainte n-am întâlnit-o. Adică mă urcam, simțeam o adrenalină, o plăcere, o relaxare, dar acum e o altfel de plăcere, dar e și durere. În ideea că simt o presiune aici, în coșul pieptului, e o plăcere, dar și o teamă. Adică mă uit la drum și la 20-30 de metri văd, nu știu, văd o mașină, văd un nisip, văd un copil, văd și deja încep să anticipez ce oare s-ar putea întâmpla, reduc viteza, nu mă mai duc haotica înainte, nu mai trag cum trăgeam înainte de motor. Îmi place foarte mult, dar am ajuns la concluzia, e ca și cum ai face sex forțat. Nu, sincer. Îmi place pe motor. Clar că îmi place. Eu m-am văzut așa. Să ies la pensie de la ragaz, să hoinăresc pe motor. Cu aragazul încă mai merge, dar cu motorul nu știu cât mai merge, pentru că am observat că încă mai am niște sechele psihice în care, peste care nu pot să trec și le ținut în trafic. Încă nu neapărat că îmi face mie rău, dar nu-i mai plăcerea care era înainte. Adică, bă, e o curbă minoră, tu încetinești, mai că te oprești ca să iei curba respectivă, să... Deci nu-i mai plăcerea, nu-i mai senzația aia care era înainte. Dar când dau sunetul motorului, mă luam întâlnești să mă gașcă sau... Doar cei care călătoresc
și care călăresc niște cai, mă pot înțelege. Ceilalți, bă, ce tâmpiti, a avut accident de iară să-l capă motorul. Ok, și dacă te-a înșelat prietena, nu trebuie să mai cunoști o altă fată? Nu știu, eu am pus o întrebare. Dacă ai mâncat ceva și te-ai constipat sau nu ți-a plăcut, nu trebuie să mai mânci? Și nu mai continui. Deci eu cred că am zis tot. Ideea e că da, îmi place foarte mult. Și mă văd nu foarte bătrân, cum se văd alții. Eu am zis că vreau să trăiesc până la 50 de ani. Ăsta era scopul meu. Să trăiesc până la 50 de ani, să fac tot ce vreau, ca să nu îmi fie greu să urc scările, să nu fie greu să umblu și culmea că n-am ajuns la 40 de ani și urc scările greu datorită accidentului. Acum nu știu, asta să însemne că voi trăi mai mult și voi trage după mine picioarele, dar ideea e că nu propune tu vieții ce dorești, fiindcă ce al tău e pus deoparte. Și avem un doamne care le dirigează, cum zic alții, deși eu nu sunt religios, cred în ceva, dar nu neapărat. Și multă lume are o să mă condamne. Mama mea este foarte religioasă, mama mea m-a luat la rost tot timpul, biserica cu alea. Ok, îi dau și de toate, nu? Are tot dreptul și ea să credă în ceva. Și eu cred, dar nu neapărat cum crede. Dar pentru aia eu atâta zic. Și pentru toți cei care ne urmăresc. Faceți tot ce vă place atunci când vă place. Mulțumim, Macete, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit în seara asta!